Militarii se vaccinează separat, în cadrul centrului deschis la unitatea militară. Asta au transmis autoritățile locale în ceea ce privește campania de vaccinare. De asemenea, și cei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se vor vaccina după un flux separat creat în cadrul centrului comunitar. Unitatea militară vor avea propriul lor centru de vaccinare, cei de la unitatea militară. MAPN-ul, care ei sunt separat, care se vaccinează la sediul lor, iar structurile de MAI și vor avea un flux separat pentru ei. În cadrul centrului la Gheorghe Asachi, un flux, adică o cabină, este în care ei vor veni cu personalul lor. Aici. În mod normal, polițiștii, jandarmii, polițiștii locali, polițiștii de frontieră, pompierii ar fi trebuit să aibă, ca și cei din armată, un centru al lor de vaccinare, însă spațiul unităților nu le permite acest lucru. Singura soluție a fost crearea unui flux separat în cadrul centrului comunitar. Au fost două discuții vis-a-vis de... Sunt județe în care, într-adevăr, există două centri de vaccinare pentru MAI, în speță, și pentru Ministerul Apărării Naționale. La noi nu a existat neapărat disponibilitate la MAI pentru că șefii structurilor au spus că nu au spații pentru a efectua vaccinarea în condiții de siguranță. Și atunci s-a apelat la varianta cu centrele comunitare, cu crearea de fluxuri separate pentru colegii din MAI. De asemenea, ieri a fost deschis la Dorohoi și cel de-al doilea centru comunitar de vaccinare din județul Botoșani. Prima dorohoiancă vaccinată a fost o femeie. Este un centru extraordinar, cel de la Dorohoi. Este foarte bine amenajat. Primăria Dorohoi s-a implicat în mare măsură și acest centru a ieșit extraordinar ca și condiții. A decurs foarte bine prima zi de vaccinare. S-au vaccinat un număr de 162 de persoane, fără incidente, fără probleme deosebite. Capacitatea zilnică de imunizare la Dorohoi va fi de 60 de persoane, iar la Botoșani de 180 de persoane pe zi. Astăzi continuă vaccinarea pe un singur flux, și anume 60 de persoane pe zi. Cele 162 de ieri au fost pentru că fluxul al treilea a început luni și marți, cei care s-au programat la Dorohoi, din cauza faptului că centrul s-a deschis doar miercuri, cei care au fost luni și marți s-au reprogramat pe miercuri și de asta au fost un număr mai mare la Dorohoi. Iar începând de astăzi se vor vaccina în jur de 60 de persoane pe zi. Centrele comunitare de imunizare sunt deschise inclusiv sâmbăta și duminica, cu un program de 12 ore, de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara. De asemenea, pentru centrul de la Dorohoi se pot programa persoane care nu sunt domiciliate în cel de-al doilea municipiu al județului.